Bine v-am regăsit! Să vedem întâi răspunsul la întrebarea de data trecută. Cred că vă amintiți că era vorba despre o baterie și un bec care funcționa alimentat de această baterie într-o lanternă. Și întrebarea era de ce tensiunea scrisă pe baterie este mai mare decât tensiunea scrisă pe bec? Tensiunea pe baterie, dacă vă amintiți, este 4,5 volți, iar tensiunea pe bec era 3 volți. Răspunsul ar fi cam așa. Ceea ce scrie pe o baterie, tensiunea scrisă pe o baterie, este ceea ce se numește tensiunea electromotoare a bateriei respective. În momentul în care bateria este legată la un circuit, în cazul nostru la bec, apare un curent electric care trece nu numai prin bec, ci și prin baterie. Și pentru că bateria are rezistență internă, tensiunea la bornele ei scade. Nu va mai fi egală cu tensiunea electromotoare, ci va fi mai mică. Mai riguros, explicația ar fi următoarea. Legea lui Ohm pentru întregul circuit ne spune că intensitatea curentului într-un circuit se poate calcula cu formula E supra R mare plus R mic, unde E mare este tensiunea electromotoare despre care am vorbit, ceea ce scrie pe baterie, R mare este rezistența circuitului exterior, în cazul nostru rezistența becului, iar R mic este rezistența internă a bateriei. Această relație se poate scrie în felul următor: I ori R mare plus I ori R mic este egal cu E, dar produsul I ori R mare, intensitatea înmulțită cu rezistența circuitului exterior, este tensiunea pe circuitul exterior, care este același lucru cu tensiunea la bornele sursei, pe care o notăm de obicei cu U. Și atunci se vede că U este E minus I ori R mic. Adică se vede ceea ce am spus mai înainte, că produsul dintre intensitate și rezistența internă a sursei este o tensiune, tensiunea internă, care se scade din E. Și tensiunea la borne este mai mică. Se vede din relația aceasta că tensiunea la borne este mai mică sau egală cu E. Când poate fi egală cu E? Când curentul este zero, când am intensitate, când sursa nu este legată la un circuit. Deci explicația este că atunci când leg becul la baterie, pe baterie scrie 4,5 volți, dar tensiunea la borne va fi 4,5 volți minus aproximativ 1,5 volți. Și pe bec rămân 3 volți, adică atât cât îi pică bine becului. Din această cauză, tensiunea scrisă pe bec este întotdeauna mai mică decât tensiunea scrisă pe baterie, pentru că sunt două lucruri diferite. Tensiunea scrisă pe bec este tensiunea de care are nevoie becul ca să funcționeze normal și aceasta este tensiunea la bornele sursei, iar tensiunea scrisă pe baterie este tensiunea electromotoare a bateriei respective. Încă ceva, când ar fi tensiunea U egală cu 0? Ar putea să fie egală cu 0? Da, dacă produsul acesta devine egal cu E. Acest lucru se întâmplă la scurt circuit, dar despre asta vom discuta altă dată. Să vedem acum rezolvarea problemei de data trecută. Era vorba despre acest circuit în care avem 7 rezistori, fiecare cu rezistența de 10 ohm și circuitul este alimentat la tensiunea de 60 de volți. Data trecută am arătat că rezistorul desenat cu roșu nu contribuie cu nimic la ceea ce se întâmplă în circuit, pentru că, neavând tensiune la borne, nu trece curent prin el. Ceea ce înseamnă că îl putem elimina din circuit fără ca să modificăm curenții ceilalți. Asta vom face acum. Și din acest moment, rezolvarea circuitului devine foarte ușoară.
pentru că am aici un grup de 4 rezistori cărora le pot calcula rezistența echivalentă folosind formula 1 pe R paralel este egal cu 1 supra rezistența acestei laturi care este 2R plus 1 supra rezistența acestei laturi care este tot 2R. Ceea ce înseamnă că 1 pe R paralel este 2 pe 2R, adică 1 pe R rezultă că R paralel este egal cu R. Rezistența echivalentă a acestei grupări este R. Ea se comportă ca și când ar fi un singur rezistor acolo cu rezistența R egal cu 10 ohm. Și atunci am această latură în care am R plus R rezistența, deci am o latură unde rezistența este 2R și această latură a circuitului pe care rezistența este R. Cele două fiind legate în paralel, ceea ce înseamnă că fiecare este legată la tensiunea U. Așa că pot să calculez folosind legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit curenții I1 și I2. I1 va fi U supra R, va fi curentul prin rezistorul acesta și va fi 60 de volți supra 10 ohm, deci I1 este 6 amperi. I2 va fi curentul prin această latură, va fi U supra 2R, ceea ce înseamnă că I2 va fi 3 amperi, jumătate din valoarea lui I1. Iar din acest nod se vede că I este egal cu I1 plus I2, adică I este 9 amperi. Și avem acum valorile pentru toți curenții din circuit. Și problema este rezolvată. Să trecem la întrebarea de azi. Să presupunem că avem două aparate electrice, unul de mare putere, de pildă o plită electrică care poate să aibă 1000, 2000 chiar de wați și un bec de 10, 20 de wați. Nu vreau să discutăm cantitativ. Deci unul are puterea de vreo 100 de ori mai mare decât celălalt. Și le legăm în serie. Becul îl legăm în serie cu plita. Plita o reprezentăm printr-un rezistor, pentru că de fapt asta și este. Un rezistor care se încălzește la trecerea curentului electric prin el. Și să mai presupunem că amândouă aparatele sunt făcute să lucreze la 220 de volți. Deci și pe bec scrie 220 de volți. Și pe plită scrie 220 de volți. Și noi aplicăm pe această grupare tensiunea U, deci pe amândouă, tensiunea U egal 440 de volți, ca să fie destul pentru toată lumea. Și întrebarea este, vor funcționa amândouă normal sau unul dintre ele se va arde? Dacă credeți că vor funcționa normal, explicați, vă rog, de ce. Dacă credeți că unul se va arde, vă rog să explicați și care se arde și de ce. Să trecem la rezolvarea unei probleme. Două surse caracterizate de tensiunile electromotoare E1 și E2 și de rezistențele interne R1 și R2 alimentează un circuit legate odată în serie, odată în paralel. Cât sunt tensiunile electromotoare echivalente și rezistențele interne echivalente pentru cele două grupări? Este o problemă din care vom învăța ceva foarte important pentru rezolvarea circuitelor de curent continuu. Să ne gândim întâi la cazul în care sursele sunt legate în serie. În acest caz, lucrurile sunt simple. Tensiunea electromotoare echivalentă grupării celor două surse
este suma tensiunilor electromotoare, adică E echivalent este E1 plus E2. Atenție, vorbim despre suma algebrică, în sensul că dacă, de pildă, E2 ar fi polarizată invers, atunci am avea E1 minus E2. Ăsta e singurul lucru de care trebuie să ținem seama. Iar rezistența internă echivalentă, R mic, va fi R mic 1 plus R mic 2, pentru că avem două rezistențe legate în serie. Deci, pentru legarea în serie, asta e tot. Totul este foarte simplu. Și acum să vedem în cazul legării în paralel. În cazul grupării în paralel a surselor, lucrurile sunt mai complicate. Nu în ceea ce privește rezistența internă, pentru că ea se poate calcula. Avem doi rezistori legați în paralel și atunci putem scrie 1 supra rezistența internă echivalentă este 1 supra rezistența internă R1 plus 1 supra rezistența internă R2. Problema este ce tensiune electromotoare echivalentă ar avea o sursă care le-ar putea înlocui pe cele două. Și problema e mai complicată decât în cazul legării în serie, pe care l-am discutat deja, pentru că ceea ce contează când o sursă e legată la un circuit este tensiunea la bornele ei. Ori tensiunea la bornele unei surse nu depinde numai de tensiunea electromotoare, ci depinde și de intensitatea curentului care trece prin sursa respectivă, iar aici nu mai avem aceeași intensitate ca și în cazul legării în serie. Aici avem un curent I1 prin prima sursă și un curent I2 prin a doua sursă, curenți care în general sunt diferiți. Și atunci va trebui să folosim legile lui Kirchhoff. Avem două ochiuri și două noduri, înseamnă că vom putea scrie trei ecuații în total, atâtea avem nevoie, pentru că avem trei curenți, I1, I2 și I. Pentru curenți, dacă ne gândim la nodul acesta, avem I este egal cu I1 plus I2. Și acum, pentru ochiuri. Legile lui Kirchhoff pentru ochiuri se pot scrie pentru oricare contur închis. Deci nu trebuie să fie ochiurile care se văd, ca să zic așa. De pildă, în cazul nostru, eu voi scrie legea lui Kirchhoff pentru ochiul acesta, ochiul mare și ochiul acesta. De ce? Ca să apară în fiecare ecuație I și R, rezistorul R, pe care debitează curent gruparea celor două surse. Deci, repet, dacă aveți un circuit complicat cu multe noduri, multe ochiuri, puteți scrie atâtea ecuații câte ochiuri se văd pentru ochiuri. Dar nu e nevoie să folosiți ochiurile care se văd. Puteți să mergeți pe oricare contur. Și oricare contur înseamnă, contur închis, înseamnă un ochi. Și puteți scrie o ecuație pentru el. Dar, repet, doar atâtea câte ochiuri se văd. Doar atâtea sunt independente. Și atunci, să ne alegem un sens de parcurgere pentru ochiul acesta, să fie acesta. Atunci, pentru acest ochi, am E2, este egal cu I2 R mic 2, plus I ori R. Plus I ori R. Și acum pentru ochiul mare, să presupunem că tot în acest sens îl parcurg, și atunci voi avea E1 este egal cu I1 R mic 1 plus I ori R. Și acestea sunt cele trei ecuații cu care vom lucra. Ceea ce vom face este să substituim cele două intensități I1 și I2 din ultimele două ecuații și să le înlocuim în prima. Deci, din a doua ecuație avem că I1, I2 este egal cu E2 minus I ori R supra R mic 2. Iar din a treia ecuație avem I1 este egal cu E1 minus I ori R supra R mic 1.
să le înlocuim în prima și să și înmulțim toată ecuația cu produsul R mic 1 ori R mic 2, ca să nu mai avem numitori aici. Și atunci voi avea I înmulțit cu R mic 1 ori R mic 2 este egal cu I1. Când înmulțesc cu R mic 1, R mic 2, R mic 1 se simplifică și rămâne R mic 2 pe lângă E1 minus I ori R plus I2 înmulțit cu produsul R mic 1, R mic 2, R mic 2 se simplifică, R mic 1 pe lângă E2 minus I ori R. Să desfacem parantezele. I înmulțit cu R mic 1, înmulțit cu R mic 2, este egal cu R mic 2 ori E1, minus I ori R mare ori R mic 2, plus R mic 1 ori E2, minus I ori R mare ori R mic 1. Și acum, dacă grupăm termenii care îl conțin pe I și îi punem pe toți în stânga, o să avem I pe lângă R mic 1 ori R mic 2 plus R mare R mic 2 plus R mare R mic 1 este egal cu ce ne rămâne în dreapta, R mic 2 ori E1 plus R mic 1 ori E2. Și acum putem să-l exprimăm pe I. I, curentul prin rezistor, se poate scrie R mic 2 ori E1 plus R mic 1 ori E2 supra R mic 1 ori R mic 2 plus R mare pe lângă R mic 1 plus R mic 2, pentru că aici pot să-l dau factor comun pe R mare. Și am găsit o expresie pentru curentul prin rezistorul R. Ce putem face mai departe? Împărțim fiecare termen, atât în numărător cât și în numitor, la R mic 1 ori R mic 2. Atunci, aici R mic 2 se simplifică și voi avea E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2, aici, supra 1 plus R mare, și aici voi avea R mic 1 plus R mic 2 supra R mic 1 ori R mic 2, care se poate scrie 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2. Și acum să împărțim încă o dată, membru cu membru, totul la această sumă. Și ajungem la această relație. I este egal cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2 supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2 supra 1 supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2 plus R mare. Dar 1 supra această sumă este R mic echivalent. Și atunci, în final, avem ecuația I este egal cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2 supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2 supra R mare plus R mic echivalent. Ei, dacă comparăm această relație cu legea lui Ohm pentru întregul circuit scrisă în forma ei simplă, adică I este egal cu E supra R mare plus R mic, atunci prin identificare găsim că ceea ce am la numărător aici este de fapt tensiunea electromotoare echivalentă. Deci tensiunea electromotoare echivalentă în acest caz este E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2
supra 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2. Deci asta este expresia tensiunii echivalente, tensiunii electromotoare echivalente atunci când sursele sunt legate în paralel. În partea a treia vom discuta despre viteza electronilor în conductoarele metalice, dar nu despre viteza agitației lor termice, pentru că electronii liberi din metal se mișcă dezordonat, ca moleculele unui gaz, ci despre viteza lor împreună pentru a produce ceea ce numim curent electric. Intensitatea curentului electric se definește ca fiind raportul dintre sarcina electrică care trece prin circuit și timpul în care a trecut sarcina electrică respectivă. Dar orice sarcină electrică este un multiplu al sarcinii elementare. Sarcina elementară este cea mai mică sarcină, o notăm cu litera E mic, pentru că electronul e o sarcină negativă, sarcina electronului este egală cu sarcina elementară. E mic, în cazul nostru, este minus 1,6 ori 10 la minus 19 coulombi. Aceasta este valoarea sarcinii elementare. Deci înseamnă că dacă vreau să calculez intensitatea unui curent, de fapt, trebuie să găsesc numărul electronilor care trec printr-o secțiune a conductorului. Să zicem că ăsta e un conductor cilindric și aici secțiunea S1. Câți electroni trec prin secțiunea S1 în timpul delta T? Păi, electronii care au intrat acum delta T, timp, nu? Au ajuns, să zicem, până aici, în secțiunea S2. Înseamnă că toți electronii care sunt între aceste două secțiuni au trecut în timpul delta T prin secțiunea S1. Primii au ajuns aici și ultimii, chiar acum, au trecut prin secțiunea S1. Deci, de fapt, trebuie să calculăm numărul electronilor din acest volum. Distanța între cele două secțiuni, să o notăm cu X, este viteza pe care o căutăm, viteza cu care se mișcă electronii împreună, înmulțit cu timpul, cu delta T. Dar trebuie să revenim la ceva. Electronii liberi din metal, pentru că despre ei discutăm, doar ei se pot mișca prin tot metalul. Electronii liberi din metal se mișcă dezordonat tot timpul, ca moleculele unui gaz. Și atunci ce înțelegem prin faptul că s-au mișcat toți spre dreapta, ca așa am spus în explicația mea de mai înainte? Înseamnă că peste mișcarea dezordonată se suprapune o mișcare ordonată, cam așa. Deci, mișcarea dezordonată nu încetează. Electronii se mișcă tot timpul dezordonat și se ciocnesc între ei și cu ionii din rețeaua cristalină a metalului, dar în momentul în care peste această mișcare se suprapune și o mișcare ordonată, avem curent electric. Asta înseamnă că avem curent electric și viteza acestei mișcări ordonate a electronilor vrem să o găsim. Deci, numărul electronilor din acest volum trebuie să-l găsim ca să putem calcula intensitatea curentului. De fapt, ca să calculăm sarcina și apoi intensitatea curentului. Fiecare metal este caracterizat de o anumită concentrație a electronilor. Concentrație care se notează cu N mic și este numărul de electroni din unitatea de volum. Electroni liberi. Tot despre ei vorbim. Tot timpul vorbim despre electroni liberi. Adică atâția electroni pe metru cub sau atâția electroni pe centimetru cub sau pe milimetru cub sau pe ce doriți. Și atunci numărul de electroni înseamnă că se poate calcula înmulțind concentrația cu volumul. Asta facem și noi, N ori V. Dar volumul acestui cilindru este secțiunea înmulțită cu X, cu lungimea lui, adică cu V ori delta T.
Și înseamnă că sarcina electrică pe care o căutăm este concentrația ori secțiunea ori viteza ori delta T ori E. Iar intensitatea curentului este Q, adică tot ce am scris aici, N ori S ori V ori delta T ori E, supra delta T. Și delta T se simplifică și găsim o relație destul de simplă, dar foarte importantă, și anume că intensitatea curentului se poate calcula prin produsul dintre concentrația electronilor liberi, secțiunea conductorului, viteza de transport a electronilor și sarcina electrică elementară. De aici rezultă că viteza a mișcării ordonate a electronilor se poate calcula cu formula I supra N ori S ori E. Și am găsit o formulă cu ajutorul căreia putem calcula viteza, se mai numește și viteza de transport, viteza de transport a electronilor, cea care produce curentul electric. Ce observăm? Tot ce e la numitor este constant. Concentrația depinde de tipul metalului, fierul are atâta, cupru are atâta și așa mai departe. Secțiunea conductorului nu se schimbă de-a lungul conductorului în mod normal și sarcina electrică elementară, care din nou este constantă. Deci observăm că V este proporțional cu I. Asta înseamnă că atunci când crește intensitatea curentului, ceea ce se întâmplă este că electronii se deplasează mai repede. Mișcarea ordonată are loc cu viteză mai mare. Și acum înțelegem de ce, pe măsură ce crește intensitatea curentului, se încălzește conductorul tot mai tare, efectul termic al curentului electric. Pentru că intensitate mare înseamnă viteză mare. Și la viteză mare, electronii se vor ciocni mai violent și mai des cu ionii din rețeaua cristalină a metalului și vor produce agitația termică a acestora, vor produce mișcarea de vibrație a acestora, ceea ce înseamnă că temperatura conductorului crește. Atât pentru azi, la revedere!